Astăzi petrecem o zi în casa memorială a lui Liviu Rebreanu. Stăm de vorbă cu domnul Adrian David, muzeograf, și aflăm despre obiectele de patrimoniu din această locuință. Care este cel mai impunător loc din casa lui Liviu Rebreanu? Ca în orice muzeu de scriitor și în cazul Muzeului Memorial Liviu Rebreanu, evident că piesa de rezistență este reprezentată de camera scriitorului, de biroul lui de lucru. Trebuie să vă spun de la bun început că Liviu Rebreanu nu a locuit decât ocazional în acest apartament. El a achiziționat acest apartament în 1934 pentru fica lui, puia Florica Rebreanu. Liviu Rebreanu achiziționase în 1930 o casă la Valea Mare, lângă Pitești, și acolo a avut reședința până în 1944, 1 decembrie, când a decedat. Aici a locuit doar ocazional. Mai aveau un apartament pe Bulevardul Elisabeta, vis-a-vis de Facultatea de Drept, aceea fiind reședința bucureșteană a scriitorului. După decesul scriitorului, în 1944, fica și soția au adus de la Valea Mare, în acest apartament, piesele cele mai reprezentative ale camerei lui Liviu Rebreanu, după cum observați, biroul de lucru, unde Rebreanu a scris opera lui, cărți de rugăciune, ediții Liliput, fotografii, obiecte personale. Rebreanu, de exemplu, era un mare consumator de cafea și de tutun. El scria de la 8 seara până la 8 dimineața, deci toată noaptea el stătea la masa de lucru și consuma foarte multă cafea și tutun. Și după cum observați, lângă birou avea în permanență setul de cafea și instrumentele de fumat. Vedeți în birou și biblioteca scriitorului, dar după cum observați, sunt doar ediții critice Liviu Rebreanu, pentru că după moartea scriitorului, soția și fiica au donat cărțile din biblioteca scriitorului, le-au donat școlilor. Vorbiți-ne despre impresionanta colecție de icoane și despre mobilierul din această încăpere, dar și din întreaga locuință. Icoanele, ca să iau cu începutul întrebării dumneavoastră, sunt toate de proveniență ardelenească, sunt icoane realizate de meșteri populari renumiți în acea perioadă. După cum observați, chiar aici în sufragerie unde ne aflăm, avem și mai puțin întâlnit două icoane pe oglindă. Legat de mobilier, într-adevăr este un mobilier spectaculos. Cel din sufragerie este cadoul de nuntă făcut de scriitor fiicei sale la căsătoria din 1932 cu ofițerul Radu Vasilescu, ofițer al Armatei Române și comentator sportiv. A comentat printre altele Olimpiada de la Berlin, așa numită Olimpiada Naziștilor. Mobilierul din sufragerie are în componență o masă detașabilă, scaunele, orologiul, candelabrul, bufetul, are și vitrina din living, unde sunt, să spunem, pentru vizitatoarele feminine, să spunem așa, este punctul de atracție, pentru că sunt pietre prețioase. Este o vitrină în care sunt așezate cadouri luate de scriitor pentru fetele lui în călătoriile pe care le-a întreprins peste hotare. În living avem un set de mobilă Biedermeier. Este tot un cadou de nuntă, de data aceasta un cadou de nuntă primit de Fanny Rebreanu, pe numele ei de domnișoară Ștefana Rădulescu. Este un cadou de nuntă primit de Fanny Rebreanu de la unchiul ei pe linie maternă, Patriarhul Nifon. Cum ați reușit să păstrați casa în așa fel încât astăzi să poată fi vizitată de către doritori? În primul rând am avut norocul să primim
în gestiunea Muzeului Literaturii Române această casă direct de la puia Florica Rebreanu Vasilescu, fica scriitorului, care a locuit în acest apartament până în ultima zi a vieții ei și s-a îngrijit de buna păstrare a patrimoniului acestei clădiri. Ea chiar numea, spre exemplu, camera tatălui ei, o numea sanctuarul apartamentului. După decesul ei, în 1995, a putut fi dată circuitului muzeal destul de repede, iar apoi am intrat în, să spun, ne-am intrat noi în rol, muzeul, și am făcut ceea ce trebuie să facă orice muzeu, printre funcțiile, cele trei funcții ale muzeului, fiind și aceea de conservare și bună păstrare a patrimoniului muzeal. Ne îngrijim în permanență să asigurăm condițiile de microclimat optime, să nu avem umiditate prea mare sau prea mică. Semnalăm periodic colegilor de la restaurare piesele care necesită intervenția lor. Avem un laborator de restaurare renumit în cadrul muzeului, renumit mai ales în domeniul nostru muzeal și al restaurării. Se investesc periodic bani în restaurarea mobilierului. Am avut iar uneori și, să spunem, răspuns din partea vizitatorilor. De exemplu, acest orologiu la un moment dat s-a stricat și nu reușeam să-l reparăm și am avut norocul să ne viziteze un pasionat, un ceasonicar pasionat, care ni l-a reparat pe gratis și în momentul de față funcționează foarte bine. Ce ne puteți spune despre colecția de ceramic? Colecția de ceramică este în totalitate de proveniență ardelenească, în marea majoritate din zona Bistrița-Năsăud, fapt ce a și făcut-o pe fica scriitorului să o numească colecția Someșana sau Someșanca. Este o colecție, sau mai bine spus o ceramică specific zonei, pe un fond alb cu ornamente florale. Sunt căni, farfurii, străchini, ulcioare, diverse obiecte care, deși, după cum observați, sunt într-o cantitate mare, au fost așezate cu migală și cu bun gust de către soția și fiica scriitorului, astfel încât se păstrează acest aspect de spațiu deschis al apartamentului. Avem piese foarte vechi care au mai mult de un secol, de exemplu acel vas datat 1901 sau acesta 1908. La fel, să spunem, o piesă deosebită, avem un ulcior datat 1885, anul nașterii scriitorului.